Am avut o liniște foarte mare la Madrid și am prins încredere după turneul acela. Am jucat destul de bine și după, însă la Wimbledon ultimul meci a fost dificil. Ea este o jucătoare puternică și câteva mingi au făcut diferența. Dar ce s-a schimbat la Madrid? Adică ce a făcut diferența să găsești liniștea? Nu știu, în primul rând am fost sănătoasă din toate punctele de vedere. Am muncit mult înainte de turneu. Am zis că trebuie să am încredere din nou în mine, că jocul nu poate să dispară din moment ce sunt acolo sus și am avut rezultate bune înainte. Am vorbit mai mult cu Darren despre jocul meu, ceea ce trebuie să fac în teren și am reușit destul de bine să pun în practică ceea ce aveam în cap. Cumva are influență și faptul că, uite, și la Madrid ai avut mai mult timp să pregătești turneul, la Wimbledon te-ai dus acolo mai devreme cu o săptămână, devine asta un fel de obicei, un trend să pregătești slam-urile și turneele importante, luându-ți, mă rog, mai mult timp înainte de... Da, încerc. Așa fac sportivii mari și încerc și eu să iau lucrurile bune de la ei cât pot, cât știu. O să încerc tot timpul să mă duc o săptămână, 10 zile înainte de un Grand Slam în orașul respectiv și să mă antrenez să mă pot acomoda cu atmosfera și cu clubul, că nu este ușoară presiunea când ajungi la un Grand Slam. Da, apropo de inițiativă, am aici o curiozitate personală, că auzim mai toți experții, mai ales din afară, că se miră în cazul tău că ești pe 3, că ești pe 5, că ești în top 10 de mult, dar în continuare ai un spațiu mare de progres. Și noi în redacție dezbăteam chiar asta. Ni se părea că atunci când iei inițiativa, ești aproape unplayable, cum spun americanii, și face asta parte din plan în continuare să iei și mai mult inițiativa? Pentru că nu ești foarte puternică, nativ. Da, nu sunt nici foarte înaltă și nu sunt nici foarte puternică, dar în schimb cred că am avantajul că sunt destul de rapidă și pot să zic calitatea mea ca și jucătoare de tenis îmi permite să fiu... să stau aproape de linie atunci când mă simt bine și când am încredere. Da, și să joc repede, ca să încurc adversara, să nu aibă timp să lovească cum lovesc ele de obicei, cele înalte. Deci ăsta e celălalt tip de a lua inițiativa, practic. Da. Că se joacă tot în termenii tăi, nu le mai dai timp. Da, să iau eu inițiativa jocului și să încerc să domin cât de mult pot jocul. Apropo de asta, noi tot discutam că sunt aceste două filozofii. Pe de o parte auzim multe jucătoare de tenis vorbind că trebuie să fiu atentă la ce se întâmplă în jumătatea mea de teren, să nu mă uit dincolo de filou. Pe de altă parte, cealaltă teorie, cum că trebuie să te adaptezi la orice se întâmplă. E o contradicție în astea două, pe de o parte, întrebare, și la doua, unde te găsești? Pot să zic că este greu să stai focusat numai la tine pe teren, pentru că trebuie să te adaptezi la jocul respectiv. Astăzi, cum a fost și la mine, am jucat cu Keys, unde lovea mingea foarte, foarte puternic, și a doua zi am jucat cu Kerber, unde a lovit mingea mult mai moale și cu mai multe unghiuri. A trebuit să mă adaptez. Chiar dacă eu îmi făceam jocul, nu aveam cum să îl fac atât de bine încât să pot să le bat pe amândouă. Am încercat să mă adaptez la jocul lui Kerber. Poate trebuia să fiu mai agresivă, dar atât am putut în ziua respectivă și nu a ieșit așa cum mi-am dorit. Dar trebuie să, după părerea mea și stilul meu, este să mă adaptez și după sportiv, după adversar. Da, practic, ce unelte aveți la dispoziție? Îmi închipui că atunci când lucrezi cu Darren și îți propui să iei inițiativa asta, tu automat, nefiind nativ puternic, trebuie să depinzi cumva de ce ți oferă adversarul, nu? Pe tine te încurcă de regulă să lovească năprasnic sau te încurcă dacă e o tipă arțăgoasă cum e Kerber? Și... E greu de zis, pentru că am multe exemple unde sportivele au lovit tare și eu am câștigat meciurile și sportive care n-au lovit așa tare și am și pierdut meciurile, dar le-am și câștigat. E greu de explicat acest lucru, dar trebuie să-mi fac tot timpul jocul meu, să stau destul de aproape de linie și să joc agresiv, cum spun eu, și destul de repede. Asta pot să o fac cu ambele stiluri de joc, și când adversara dă tare și când dă moale. Trebuie să ajung la punctul acela ca să pot să câștig ambele stiluri. E adevărat, e adevărat. Se vorbește foarte mult de parteneriatul cu Darren Cahill și cred că unul dintre subiectele cel mai des atinse și de presa de afară, pe lângă faptul că sunt foarte mulți care sunt super încântați de faptul că lucrez cu el. Spune-mi, care ar fi obiectivul, să zicem, pe termen lung, dincolo de turnee, puncte, clasament cu Darren? Obiectivul este să câștig Grand Slam. Așa gândim amândoi. Pentru asta muncim zi de zi.
Am câștigat, pot să zic, destul de multe turnee, adică ca toate categoriile. N-am câștigat turneul campioanelor, dar mare așa. Următorul obiectiv este să câștig un Grand Slam, dar nu știu dacă se va întâmpla în această viață. Eu fac tot posibilul, el are încredere că pot să o fac și îmi dă încredere tot timpul și la Grand Slam-uri că am jocul respectiv ca să pot să câștig trofeul. Da, aici mai am eu o curiozitate apropo de cantonamentul ăsta în care intrați când e Grand Slam, 2 săptămâni de jocuri, și cred că ai mai fost provocată la întrebarea asta. Dai de multe ori senzația că o să termin meciul de Val-Vârtej, ai să zicem 4-1, totul merge spre tine și la un moment dat rătăcești 2 game-uri, să zicem. Noi ne gândeam că astea se adună și că te găsești în semifinală mai obosită, tu care oricum ai argumentul mișcării deosebite în teren. Da, posibil că, bineînțeles, ar fi mult mai bine să termin setul repede, dar am o adversară care muncește, la fel ca mine și joacă la fel de bine sau chiar mai bine unele jucătoare. Și cer game-urile alea, nu e ca și le câștigă unele adversare chiar și le câștigă. Nu pot să joc perfect tot meciul, pentru că suntem la un nivel foarte ridicat și fiecare adversară e acolo, punct cu punct. Și aici mai am o curiozitate, te întrerup, Adi, apropo că și tu ai întrebat-o pe Simona de obiective și de plan, dacă ești în grafic. Mi se pare fantastic că pe sportiv tot mereu întrebăm dacă sunteți în grafic. Pe mine nu mă întreabă maica mea dacă sunt în grafic, cu proiectul 30, cu lead, cu... Păi tot... ești în grafic anul ăsta? Nu am răspuns. Fiecare săptămână e diferită. Și... mi se pare ciudat să fii întrebat. Voi v-ați obișnuit? Să fiți întrebați de oameni dacă care sunt obiectivele voastre? Da, mi s-a mai pus această întrebare și care e obiectivul meu. E greu de spus. Obiectivul carierei este să câștig un Grand Slam, dar asta nu înseamnă că o să merg la US Open și o să-l câștig. Nu există grafic, cred, în tenis. Săptămânal avem turneu și este greu de gestionat și oboseala și emoțiile și tot ce se întâmplă. Ce face special un Grand Slam? Ce-l face dificil de cucerit? Faptul că se întinde pe 2 săptămâni și trebuie să stai 2 săptămâni exact, nu știu, la fel de concentrat și să nu te gândești la nimic altceva, să-ți conservi energia, să nu te entuziasmezi atunci când ești în sferturi sau în semi, când ajungi, este cu totul și cu totul special și de aceea probabil este și greu de câștigat. Și, nu știu, te ajută episoadele anterioare, de exemplu, episodul faimos cu Flavia, cu Păneta, că a fost foarte discutat și sunt mulți oameni care li s-a părut cumva ciudat să joci senzațional cu Azarenka și probabil că meciul anului pentru tine și cumva li se pare greu de înțeles de ce e atât de dificil să menții ritmul de la un tur la altul. Poate am obosit și fizic și emoțional. E greu de menținut același nivel la fiecare meci. Nu pot să explic nici eu aceste lucruri, cred că nimeni nu poate să le explice, dar acolo vreau să progresez, să pot să joc meciuri tari și meciuri bune mai multe la rând. Da, se vorbește mult de zona asta, că și voi ați atins acum la periferie subiectul. Normal că v-ați dori toți să fiți în zonă din prima până în ultima zi. Era de la handball o chestie interesantă, îmi spunea antrenorul suedez Thomas Rude, că încercarea lui este să le aducă pe fete, după victoria măreață, să zicem, cu Brazilia, de la intensitate 100%, să uite complet de tenis în cazul vostru. Așa încerc și eu să fac, da, să nu mă bucur foarte mult atunci când câștig un meci important și sunt încă în turneu, dar e greu, pentru că te bucuri fără să dai seama. De asta ajutăm oameni, și atunci când te bucuri prea mult, s-ar putea următoarea zi să fii un pic golit de energie. Exact. Mai aveam o curiozitate, pentru că am avut mulți invitați și observ că sunt 2 tipologii de jucători. Unii care rețin punct cu punct, meci cu meci, când au pierdut, când au rătăcit. Tu faci parte din categoria asta categoria sau din cealaltă? Nu rețin minte nimic. Nimic. Din meciurile... Asta e un avantaj? Te ajută să uiți, de exemplu, momentele dificile? Nu sunt în stare să răspund la această întrebare. Nu știu dacă este un avantaj sau un dezavantaj, că nu mi-aduc aminte meciul punct cu punct, dar mă pot uita la el și pot să văd ceea ce am făcut mai puțin bine și ce am făcut bine. Apropo de uitat, uite aici a fost o noutate la un moment dat, mi-ai spus că ai început să te uiți la meciuri. Da, nu mă uitam deloc la tenis, am început să mă uit mai mult, îmi și place mai mult, acum îl înțeleg mai bine, sunt mult mai matură. Când mă uit la meciurile mele, încerc să progresez
doar văzându-le, ceea ce fac bine și ceea ce nu fac bine. Un singur lucru nu-mi place mereu, că atunci când mă enervez în timpul meciurilor și când vorbesc. Dar așa mi-e fiert felul. Des. Da. Vorbești mult de tot și te... Ei, acum nu mai vorbesc așa mult, înainte vorbeam de și ultima mai ultima dată, înainte de București, eu te-am văzut la Fed Cup, adică te-am văzut mai des, dar erai bine, Fed Cup e altceva. Dar nu e bine să te... adică nu știu. Nu. Pierzi energia și concentrarea uneori. Și el încearcă să mă învețe pe mine să fac asta, la fel, că fac la fel ca tine, urc pe teren. Da. Dacă ne întoarcem la planuri, la sezon, acum ataci a doua jumătate diferit? Ești la alt nivel de energie? Sau? Da, sunt ok. Sunt într-adevăr, de... mai stat de par foarte liniștită. Sunt bine, sunt liniștită, jocul îmi merge, sunt aptă să muncesc zi de zi. Acum nu știu, niciodată nu știi când te duci la un turneu ce o să faci, dar sunt destul de pozitivă și încerc să fiu relaxată oriunde mă duc. Hardul nord-american a fost o perioadă foarte profitabilă pentru tine, în sensul de rezultate, anul trecut. Te ajută când te joci la un turneu și știi că ai avut succes la el? În Canada acum, bine, și schimbă orașul. Și te și ajută pentru că simți că terenurile acelea se potrivesc. Dar acum va fi la Montreal, nu va mai fi la Toronto, așa că e diferit. Dar ai și o presiune că știi că ai făcut un rezultat bun și îți dorești foarte mult să-l repeți. Nu neapărat pentru puncte, pentru bucuria ta și pentru energia și încrederea. Unde te vezi acum, nu știu, față de Simone din 2014? Mai ales că ești că îți vezi meciurile, te uiți la meciurile tale din 2013, că se întreba și Adi. Da, mă mai uit, dar rar. Foarte rar, pentru că nu prea mai am timp, dar sunt mult mai bine ca și atitudine, sunt mult mai liniștită pe teren. Ca și joc, cred că am progresat destul de mult, sunt mult mai solidă, mult mai puternică pe corpul meu. În schimb, ce să zic, sunt mai în vârstă cu 2 ani. Timpul trece. Timpul trece și trebuie să fiu, să iau fiecare oportunitate, să o atac cu încredere. Pe comunicare îmi spuneai de o schimbare, apropo de contractul cu Lagarde sau cum Lagardère. Trebuie să mai repeți unește lecții de franceză. O să mai avem niște experți în echipă de pronunție, dar nu s-a prins nimic de noi. Da. Ce s-a întâmplat acolo? E o decizie? Este un contract de manager. Este doamna Ruzici, care va fi tot timpul cu mine. A fost de la început și este în continuare. Și francezii, da, dar nu are treabă cu tenisul. Ei sunt pe contracte de publicitate și tot ce îți cer să și comunicare. Da. Cât de importantă partea asta cu imaginea și comunicarea cu După fanii. Cum bine știm cu toții, nu prea sunt mare fan să ies la televizor sau să dau interviuri. Consider că trebuie doar să-mi fac meseria și consider că sunt un om normal, nu trebuie să ies în față să spun tot felul ce fac și ce nu fac. Am progresat la comunicare, încerc să comunic mai bine cu oamenii. Meseria mea e foarte grea și ai unele momente când chiar ți-e greu să vorbești și să ai discuții, dar încerc să progresez cât de mult pot și încerc să fiu mai relaxată și în acest aspect. Da, aveți argumentul tinereții oricum, că sunteți încă în formare toate fetele pe care vă numai la toate fetele pe care vă urmăriți. Apropo de a fi om normal, că nu o să vă iasă. Aveți o profesie care vă scoate din normalitate. Citeam de o chestie cu Darren. V-ați uitat la documentar cu Cristiano? Da, cu Cristiano Ronaldo. Îi ții partea, că în România la noi pe site pe Lidi era persoana non grata. Văd că tu ești fan. Nu neapărat, nu am zis că sunt fan. Îl apreciez foarte mult pentru ceea ce face, ceea ce a făcut, de unde a plecat și unde a ajuns. Îl apreciez și pe Messi pentru talentul lui și felul cum gestionează succesul. Tot timpul m-am uitat și o să mă mai uit la sportivii foarte mari, să învăț de la ei. Am văzut și documentarul Serena Williams, chiar foarte la Wimbledon. Foarte frumoase și chiar poți să-ți dai seama că și ei sunt oameni normali, ca să ajungem tot la același subiect și trăiesc normal. Numai că au un succes foarte mare și au o presiune foarte mare, cred că, din partea tuturor și a rezultatelor. Asta cu presiunea. Presiunea, cred că e cuvântul cheie cel mai des întâlnit pe da, toate toată lumea îl folosește. Nu știu dacă e chiar așa de important, da, dar toată totuși lumea nu s-a golit de conținut. Nu s-a golit. Există presiunea Există, care vă da. Bateți? Toată lumea cred că o are și toată lumea o simte, dar depinde cum o gestionezi. Depinde și de experiență, după părerea mea. Aduce și părți bune? Adică te ajută da. să te
Eu am jucat, de cele mai multe ori, am jucat destul de bine cu presiunea pe mine. Presiunea mea interioară, că nu o arăt sau că nu depinde de rezultat, da, dar o simt destul de des și joc destul de bine pentru că sunt mult mai concentrată pe ceea ce am de făcut. Pot să pun o întrebare nepopulară acum? Pot să-mi dai un exemplu de un meci în care nu ai jucat bine sub presiune? Meci care nu am jucat bine sub presiune? Sau din cauza presiune? Pot să spun că meciul cu Peneta la US Open. M-am văzut în semifinală, după un meci foarte bun, în sferturi. O mai bătusem pe Veneta, știam cum joacă, știam că am o șansă să ajung în finală, iar la presiune probabil am cedat un pic. Au mai fost momente cu presiune și am jucat bine. Finala de la Roland Garros cu Sharapova, după părerea mea, a fost un meci deosebit. Dar am avut presiune, pentru că era finală de Grand Slam, prima finală. M-am descurcat destul de bine atunci. Da, eu râdeam că era să-mi iau amendă atunci, că morc, eram asta presie, da, aproape. Erai pe gal. Da, meciul ăla cumva te-a ajutat să, adică, crezi că ți-a format cumva, nu știu, reputația într-un fel? Reputația de luptătoare, reputația de jucătoare care poate să câștige slam-uri, de la care se așteaptă? Da, posibil. Posibil că m-a ajutat mult în acest aspect, dar nu m-am gândit prea mult la acest lucru. Eu trebuie să-mi fac doar treaba cât de bine pot și să lupt pentru fiecare minge atunci când am puterea să lupt. Nu tot timpul ai putere să mergi și să stai acolo până la ultima minge, pentru că ai și accidentări, ai și simptome mai puțin plăcute ca și stare. Suntem oameni, cum am spus de multe ori. Ești bine acum? Da, sunt bine. Mai am dureri la tendon din când în când, dar nu-l pot controla și nu am nimic grav. RMN-ul nu mi-arată nimic grav. Asta e o veste bună. Da. Mai am întrebat de la, cred că de la... Aveai niște întrebări de la... De la Citiu, pe care le-am rătăcit și o să se supere foarte rău pe mine. Da, mi-am adus aminte. Cineva te întreba... care e turneul tău preferat în afară de slam-uri? Dar eu nu știu nici pe statul slam-ul preferat. Da. Poate mi-a scăpat informația. Voi vorbiți mult de dorința de a câștiga un slam, unde ți-ar plăcea să-l câștigi cel mai mult? La Roland Garros, că l-am câștigat la juniori. Și... Păi l-ai mai câștigat-o, da. Păi nu, gântează. nu putem compara juniori cu seniori. Păi cred că Indian Wells e un turneu foarte frumos. Madridul. E un turneu special, bine, le-am câștigat pe amândouă, probabil de asta sunt un pic subiectivă. Toate turneile au ceva frumos, dar sunt unele pe care le consider speciale. Am o întrebare aici, apropo. E adevărat teoria asta acum că, nu știu, jucătoarele de top își aduc un gen de joc la slam-uri și, nu știu, sau intră diferit în teren? Scoți loviturile din sertarul de sus, exact. La ocaziile mari. Nu știu cum reușesc ele. De nivel. Se pare greu de făcut asta. Ele, nu? Da. Ele. Singapore? Rămâne un obiectiv și pe anul acesta? Sigur. În fiecare an, dacă voi reuși, va fi o mare bucurie. Momentan joc pentru asta, ca să ajung acolo din nou și să joc cât mai bine fiecare meci. Da, știu că trebuie să te... Să te... Nu, dacă mă întorc la turnee preferate, probabil că n-ai cum să nu îndrăgești Bucureștiul. Ar fi a doua oară când câștigi aici, dacă se va întâmpla, dar văd că e foarte complicat, că toate trag să... Sunt departe, da, da, sunt departe de titlu. Probabil tot timpul te vei întoarce la răspunsul vostru preferat, meci cu meci, punct cu punct. Da. Și știm și noi de la tenisul nostru. Păi chiar se aplică, de... și chiar de la orice nivel. Lasă, sperăm ca partea a doua întrebările noastre să le punem. Știi că la noi o tradiție, câștigătoarea turneului trebuie să vină la... emisia de final, așa că poate deci te mai... Sper să fiu aici. Sper să ne mai vedem o dată la finală. Mulțumim mult pentru timp. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu pentru invitație. Succes la meciul următor, la punctele următoare. Să fie. Și asta trebuie, scuze, trebuie să mă spun eu, că altfel mă să am viață cu oamenii pe site, trebuie să-ți transmit felicitările și cuvintelor frumoase și salutările lor și trebuie să spun că din partea lor că te iubesc mult și că te urmăresc mult pe site și eu le mulțumesc și foarte mult tuturor. Și chiar dacă nu răspund la mesaje sau la pe Facebook așa, le citesc uneori și chiar le mulțumesc că sunt alături mereu. Ar trebui să faci timp, ce faceți cu timpul liber? Puțin cam greu. Viață, ceva? Și nu prea sunt mare fan Facebook și știm, da. Glumim. Bine, ne despărțim aici și îți mai urăm o dată succes și mulțumesc. Chiar sper să ne mai vedem o dată spre finală. Până mâine, în ziua a 5-a, la revedere de aici și vă așteptăm la arene. Pe mâine!